Copilul a venit pe lume prematur și cântărea la naștere doar 990 de grame. Medicii de la Spitalul Județean de Urgență Slatina au făcut tot posibilul să-l țină în viață pe bebeluș. În tot acest timp, cadrele medicale s-au lovit doar de refuzuri pentru un transfer la un alt spital al nou-născutului. Copilul suferă de o boală care îl expune la risc de sângerare, iar la Slatina, spitalul nu era dotat cu aparatura necesară pentru a efectua transfuzii. În consecință, medicii au căutat o soluție. În cele din urmă s-a găsit un incubator și pentru el într-un spital din Timișoara. Managerul Spitalului Slatina, Cătălin Rutea, a declarat că bebelușul avea 25 de zile la momentul transferului. În primele zile, cazul a putut fi gestionat. Avem incubatoare, am achiziționat, dar am cerut transferul în momentul în care a fost nevoie de transfuzie. Duminica s-a cerut transferul la București, dar nu a fost găsit incubator. Ieri s-a făcut transferul la Timișoara. Era în stare gravă, dar stabilă în momentul plecării, acum nu mai știu, a declarat managerul Spitalului Slatina, Cătălin Rutea. Astăzi, copilul a ajuns la Spitalul de Urgență lui Sturcanu din Timișoara. Medicii de aici spun că este un caz obișnuit. Din punctul nostru de vedere, este un caz banal. Vorbim de un bebeluș prematur care are la bază o boală ce a omorât trombocitele, având de 10 de ori mai puține decât ar fi normal și ca atare e predispus riscului de sângerare. La Slatina, colegii noștri medici au intervenit impecabil, iar el a fost adus aici pentru a putea sta la incubator și pentru a-i se putea face transfuzii. Momentan e pus pe ventilator și este stabil, a explicat dr. Mihai Gafencu, purtătorul de cuvânt al spitalului.